Lungimea unui segment. Segmente congruente. Fie A și B, două puncte situate pe dreapta D. Mulțimea punctelor dreptei D, situate între punctele A și B, formează segmentul deschis AB și se notează cu paranteză rotundă. Mulțimea AB reunită cu punctele A și B formează segmentul închis AB și se notează cu paranteză dreaptă. Punctele A și B se numesc extremitățile segmentului. O să vedem în continuare ce înseamnă lungimea unui segment. Lungimea unui segment este distanța dintre cele două extremități ale sale. Segmentele care au aceeași lungime se numesc segmente congruente. Să vedem cum putem să construim segmente congruente. O primă construcție ar fi cu ajutorul compasului. Desenăm o dreaptă pe care fixăm un punct A, apoi deschidem compasul și fixăm punctul B, iar pe o altă dreaptă, folosind același compas cu aceeași deschidere, fixăm punctele A' și B'. Segmentele astfel obținute, AB și A'B', vor fi segmente congruente. O altă modalitate de a construi segmentele congruente este cu ajutorul liniarului. Desenăm mai întâi un segment AB, apoi măsurăm lungimea acestui segment cu ajutorul liniarului. În acest caz observăm că segmentul AB are lungimea de 5 cm. Apoi vom desena un alt segment având aceeași lungime de 5 cm, pe care o să-l notăm cu A'B'. Cele două segmente obținute sunt segmente congruente. Vom scrie acest lucru astfel. Segmentul AB este congruent cu segmentul A'B'. Sau dacă ne referim la lungimea acestor segmente, vom spune că lungimea segmentului AB este egală cu lungimea segmentului A'B'. Atunci când ne referim la lungimea segmentului, nu mai e nevoie să punem și parantezele drepte. În continuare o să dăm definiția mijlocului unui segment. Punctul care împarte un segment în două segmente congruente se numește mijlocul segmentului. În desenul de mai jos avem un segment AB, iar punctul M este situat la mijlocul acestuia. El împarte segmentul AB în două segmente congruente. Acestea sunt AM și MB. În continuare o să facem câteva exerciții și probleme. Prima problemă. Pe semidreapta OA se consideră punctele M și N, astfel încât OM este 3,5 cm și ON este 8,6 cm. Calculați lungimea segmentului MN. Desenăm semidreapta OA. O este originea și pe această semidreaptă fixăm punctele M și N, astfel încât OM este 3,5, iar ON este 8,6. Vom scrie și pe desen aceste lungimi. OM este 3,5 cm și ON este 8,6 cm. Se cere să aflăm lungimea segmentului MN. Mai întâi vom scrie relația între aceste segmente formate, OM, MN și ON. Observăm că OM plus MN formează segmentul ON. Și acum în această relație o să înlocuim segmentele date cu lungimile lor. OM este 3,5. MN nu se cunoaște, trebuie să-l aflăm, iar ON este 8,6. În această relație avem necunoscuta MN. Pentru a afla lungimea segmentului MN, trebuie să scădem din ambii membrii ai egalității numărul 3,5
și obținem că mm este egal cu 8,6 minus 3,5. Mai exact, mm va fi egal cu 5,1 cm. Pe o dreaptă se consideră punctele A, B, C și D în această ordine, astfel încât AD este 19 cm, BC este 3 cm și AB este egal cu CD. Calculați lungimea segmentului AB. Desenăm o dreaptă și fixăm aceste puncte A, B, C și D. Se știe că AD este 19 cm și BC este 3 cm, iar AB este egal cu CD. Voi face cu o culoare aceste două segmente egale. AB și CD sunt segmente congruente. Se cere să aflăm lungimea segmentului AB. Vom scrie relația care se poate deduce din acest desen între segmentele care s-au format. Observăm că segmentul AB plus BC plus CD formează segmentul AD. Pentru a ușura scrierea, o să notez segmentul AB cu o literă X. CD fiind congruent cu AB va avea aceeași lungime, pe care o să notez tot cu X. Și voi înlocui în această relație lungimile segmentelor. În loc de AB o să scriem X, BC este 3, CD este X și AD este 19. Haideți să scădem numărul 3 din ambii membrii ai egalității, astfel încât în membrul stâng să rămână necunoscuta x și obținem că x plus x este egal cu 19 minus 3. 2x este egal cu 16. Ca să-l aflăm pe x, vom împărți această egalitate la 2, membru cu membru, și obținem x egal cu 8. Mai exact, segmentul AB are lungimea de 8 cm. Următoarea problemă, 3. Fie punctele A, B, C, D coliniare în această ordine, astfel încât AD are 20 de cm, AC 12, BD 11 cm. Aflați lungimea segmentului BC. Vom desena o dreaptă pe care fixăm 4 puncte coliniare, A, B, C, D. Aici este punctul A. B, C și D. Se știe că AD este 20 cm. AC este 12 cm. O să-l fac cu o linie punctată. Și BD este 11 cm. Voi face tot cu o linie punctată. 11 cm. Să calculăm lungimea segmentului BC. Segmentul BC este acesta și trebuie să calculăm lungimea acestui segment. Observăm că segmentul AC plus CD formează segmentul AD și voi scrie această relație. AC plus CD este egal cu AD. AC este 12 cm. Lungimea segmentului CD nu se cunoaște.
iar lungimea segmentului AD este 20 de centimetri. Ca să-l aflăm pe CD, o să scădem numărul 12 din ambii membrii ai relației și obținem că CD este egal cu 20 minus 12, CD egal 8 cm. L-am aflat pe CD, acesta este 8 cm. Și acum, ca să-l aflăm pe BC, vom folosi relația care se formează între segmentele BC, CD și BD. Observăm că BC plus CD formează segmentul BD. BC nu se cunoaște, trebuie să-l aflăm. CD tocmai l-am aflat, este 8. Iar BD se știe din datele problemei că este 11 cm. Ca să-l aflăm pe BC, o să-l scădem pe 8 și obținem că BC este egal cu 11 minus 8. BC este egal cu 3 cm.